Salut și eu, am găsit la un nou episod din Punch Club. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episod de azi. Am avansat puțin cu agilitatea, după cum vedeți am ajuns la 13, level 13 la agilitate și level 6 la stamina. Mi-am cumpărat un sac de ăsta de box aici, un sac de fapt, e un mini sac, nu știu, o mingiuță acolo. Dar asta înseamnă că ne putem face agilitatea aici la noi acasă direct. A costat nu știu cât, 150 de punuți, dar... Din momentul în care te duci să faci bătălii de genul ăsta, și vedeți că am ajuns la portocaliu aici, în momentul în care mă duc să fac bătălii de genul ăsta, primesc o grămadă de bani. Deci, practic, nu și nu mai trebuie să muncești, doar te duci la bătăliile astea și le câștigi. Și asta e faza. Suntem pe poziția 2 și următoarea bătălie în 2 zile. Hai să ne antrenăm puțin la stamina, nu, la agilitate. Și la stamina o să vreau să mă antrenez puțin, dar... agilitatea, merg pe un build de agilitate în mare parte și avem nevoie de agilitate cât mai ridicată. Următoarea bătălie în 2 zile, hai să vedem ce avem în frigider. Frigider are o grămadă de mâncare. O să-mi iau un energy drink, un de-asta, mărim puțin așa. Ca să nu mai trebuiască să dormim, putem să bem un energy drink. Bun, hai să mergem la sală. Așa, luăm autobuzul. Și nu uitați, dacă vă place acest joculeț și vreți să continuăm, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Vreau să-l termin, în mare parte. Și mulțumesc celor care mi-ați mai oferit sfaturi pentru că cu ajutorul vostru reușesc să îmi fac un build mai bun. Și asta e important. Vreau să-mi țin agilitatea să fie 13, iar stamina să fie 6, măcar. Faza e că în fiecare zi o să scadă. Și de asta eu trebuie să o țin cât mai ridicată. Dar m-am învățat cum să mi le țin ca lumea ca să nu mai scadă. Așa, acolo mai are rost să facem, putem să facem puțin aici. Și o să mergem la Adrian să vedem dacă putem să o facem să fie iubita caracterului. Ideea e alta, ideea că eu credeam că trebuie să mergi să-i dai cadouri sau ceva. Trebuie să vorbești cu ea în fiecare zi, din ce am înțeles. N-am vorbit cu ea până acum, dar ar trebui să facem chestia asta pentru că în momentul în care ai părcul ăla de in love, se duce mult mai greu mâncarea și energia. Și asta înseamnă că poți să te antrenezi mult mai bine. Să vă arăt și skillurile. O grămadă de modificări aici, după cum vedeți, le avem pe toate. Toate de aici sunt luate. Și ce mai am... de luat mai e așa, sub motivation, asta practic e partea aia, îți crește cu 15% mai mult puterea, strength-ul, dar noi nu ne bazăm pe un build de strength, așa că nu am nevoie de skill-ul ăla. Vedeți, astea toate sunt luate pe aici și Way of the Turtle nu mi-am luat, pentru că din ce am citit pe Steam Forums, Way of the Turtle e stricat, adică e foarte greu să câștigi cu el. Așa că ne vom baza în mare parte pe Way of the Tiger și Way of the Bear, dacă vrem putere și forță brută, sau Way of the Tiger dacă vrem să ne ferim mai mult și să dăm când oponentul nu e atent. Da? Și la Way of the Tiger aici, ia uitați-vă câte sunt, o să trebuiască să facem și aici câteva. Nu mi-am luat încă de aici chestiuțe, dar o să-mi iau, că skill point-urile astea le iei destul de repede când te duci să faci bătălii. Chiar dacă pierzi, chiar dacă nu, le faci. Bun. Hai să vedem. Mergem aici. Vezi că nu prea mai primesc atât de mult. Dar important e să primesc ceva. Hai să vedem. City map. Mergem la Roy. Hai să vorbim cu Adrian. Chat. Știi, și vorbești puțin cu ea. Îți dă niște happiness. Hai să vedem, fall in love, you're so beautiful, ok, se pare că nu vrea, hai să-i dăm un cadou, pac, i-am dat un cadou, așa, that's so sweet, thank you so much, ok, ia uite, fall in love, merge? I'm happy too, ok, se pare că a mers. Adrian a devenit prietena caracterului. Uitați aici. Super tare. Wings of Love. Bun, și-am făcut și ăla. City Map. Cineva mi-a zis să încerc. Uite, și chiar am să fac chestia asta pentru că mi-a spus de mai multe ori în comentarii. Chiar mai mulți mi-au zis. Să dau așa. Ask about special pizza. Hai să vedem. Data trecută m-a dat într-un canal cu cineva, un caracter special. Yes, it should be tasty. Here, take one. Ok, hai să vedem.
Whoa, what the fuck? I'm here to face Mark and to kick his tail. Auzim o chestie... Ah, ia uite, e altul. Cel care l-a bătut pe Bill. Deci ăla era Bill, era altul, ăsta e altul, Mark. Ok. Ăsta e frate-su. Ok, noi avem 4, 12, 6, el are 6, 5, 7. O să ne bazăm în mare parte pe skip attacks, backhand high punch, dodge și low kick. Astea sunt și bineînțeles fast paced, e Tiger-ul. Hai să vedem dacă reușim. În mare parte caracterul meu se va feri foarte mult, iar când îl prindem o să-i dăm combo-uri multe. Fața e că și el e destul de bun. Oh, 14 dintr-o lovitură fără combo. Se ține bine. Are 185 viață, holy shit. S-ar putea să nu pot să-l bat. Nu știu, trebuie să vedem. Încerc să fac niște lovituri pe jos. Ați văzut că de câte ori s-a ferit? Toate loviturile alea puteau să fie fatale, dar ne-am ferit de ele. Cross punch nu vreau să pun. Bun. Uuu, 21. Combo, uuu, 238. Holy shit, cred că e cel mai mare combo pe care l-am avut până acum. Hai că a dat bine, 22 și l-a dat pe jos. Ok. Bun. Fight. Amă, să te dăm pe jos, ce e asta? Jos cu tine. Combo 12, hai, încă puțin și l-am dat, gata, l-am terminat. Win. Bun, și-am câștigat lupta. Nu era preparat. Preparat, auzi. Nu era pregătit, nu era preparat, what the fuck. Ok, și asta continuă puțin povestea. Beat Gabe. Deci o să trebuiască să-l batem pe alt frate de-al lor. Nu știu ce se întâmplă dacă îi bați pe toți. Habar n-am, dar având în vedere că avem parcul de In Love, hai să luăm niște pizza, avem bani. Order pizza și luăm așa, avem happiness, n-am nevoie, așa că o să iau niște de-astea. Mărim ăla și mergem la sală direct, fără nicio discuție, instant la sală. O să măresc eu energia cu niște energy drinks. Așa ca să nu mai trebuiască să dormim și băgăm în noi sală cât cuprinde. Următoarea bătălie mâine, tocmai de asta vreau să mă pregătesc super, super bine. Deși nu cred că o să trec de 13, pentru că vedeți și voi e scăzut. Dar uitați-vă cât de greu scade și mâncarea și energia, din cauza că am chestia asta cu In Love, adică caracterul e îndrăgostit. Și na, știți, când sunteți îndrăgostiți, uitați și de mâncare, uitați de probleme, de orice. Vă gândiți numai la persoana respectivă. Ei bine, așa e și caracterul nostru, acum e îndrăgostit și din această cauză nu îl mai interesează nici energia, nici mâncarea. Îl interesează să facă antrenament. Bun, băgăm și aici puțin. Asta îți dă mai puține puncte la asta, dar mărește și agilitatea și stamina, așa că e important. Dar oricum am făcut progres destul de mult și zic eu că e bine. Aici la strength chiar nu am nevoie să măresc mai mult de atât. Nu e necesar. Ce mai fac eu ăsta de aici? Ok, băgăm viteză. Și asta face la amândouă. Și mai avem și acasă ăla de box, pe care putem să-l facem cu siguranță. Voi face astea acum. Bun, și acum pot să dau bătălia, dar nu voi da încă. Ce vom face? Vom merge acasă. Băgăm în noi una. Dormim puțin. Vreau să dorm, cred că până la vreo un sfert din zi dormim. Să regenerez. Regenerez foarte repede energia când dormi. Gata. Acum mergem repede aici și mai băgăm una. Uite așa, mergem aici, dăm puțin la ăsta. De fapt o să dau la ăsta până când se termină ziua, aproape se termină ziua, iar atunci băgăm bătălia, pentru că altfel irosești ziua. Pierzi vremea aiurea, așa că nu vreau să pierdem vremea aiurea, pentru că în ziua următoare oricum îmi va scade acest stat, agility-ul, și stamina. Așa că trebuie să mă ocup de ele constant, să nu scadă și să fim în creștere. Băgăm și niște flotări.
orice pot să fac să cresc aceste staturi, voi face chestia respectivă. Și e de ajuns. Acum, hai să vedem. 5, 6, 8. 4, 13, 6. Ba, nu știu dacă o să meargă, dar oricum dacă merge sau nu merge, oricum eu primesc puncte pentru bătălie și pot să-mi upgradez stats-urile, așa că e important. Ați văzut că m-am ferit de toate loviturile lui, totuși nu i-am dat niște lovituri destul de puternice, dar măcar eu îl nimeresc, el nu prea mă nimerește. Combo 23, destul de bine, decent, nu chiar extraordinar. Combo 8. Mi-a nimerit una singură, o singură lovitură mi-a nimerit. Din cauza că e build-ul ăsta pe care l-am făcut, cu agilitatea. Caracterul meu reușește să ferească de toate loviturile. Ia uite. Ce să-mi place în jocul ăsta, că poți să modifici, ați văzut și voi, în episodul anterior mă făceau ăștia praf, dar acum din cauza că mi-am făcut, m-am antrenat și mi-am făcut un build în care pot să mă feresc foarte tare, n-am eu cine știe ce forță, dar din cauza că se ferește, nu-mi iau nici damage. Acum, na, depinde și de noroc, adică poate să-mi prind ăsta un combo de 100 și să mă dea pe jos și să-mi pierd. Ține și de noroc, dar ține și foarte mult și de build-ul pe care ți l-ai făcut. Și mă amuză loviturile astea de 1, nu înțeleg cum se întâmplă lovituri de 1, probabil din cauza că barează, da? Ok, l-am făcut praf pe tipul ăsta, încă puțin și îl dăm pe jos. Hai, runda a patra, gata, e, l-am dat pe jos și am făcut 16 puncte, vedeți? 16 puncte, 60 de dolari, deci v-am zis, în bătălii faceți o grămadă de bani. Bun, karate kick replaces kick sau karate high kick replaces high kick. Asta e 3 puncte plus 1, deals more damage, less energy, deals more damage. Kick sau karate kick. Eu folosesc vreo unul din astea, eu nu folosesc niciunul din astea. Nici măcar high kick nu-l folosesc, dar pentru a avansa, trebuie să ai chestiile astea. Hai să văd ce aș vrea. Counter attack if active, any dodged attack will reflect 25%. Counter attack if active? Holy shit, deci de fiecare dată când mă feresc, o să dau damage la celălalt. Glumești? What? Ok, să-ți dăm karate kick. Asta e prea de tot, nu știu, e cred overpowered. Da, să vedem. O, și imediat după asta mă duc sign up. Fight, mă duc pe liga asta și vezi că sunt 2. Trebuie să ne batem cu 2. O să las build-ul ăsta, știu că am un karate kick. Unde e? Backhand high punch, low kick. E ăsta, karate kick, deals more damage for less energy. Dar vreau să văd dacă build-ul pe care l-am deja făcut se descurcă și într-o bătălie de genul ăsta. Și sper să se descurce pentru că e destul de ok. Chiar dacă n-am nu știu ce skill-uri speciale în el. Combo 21. Păi e foarte ok. Ideea cu bătăliile astea sunt bătălii de stradă. Și după ce îl bați pe ăsta, tu trebuie să-l bați și pe celălalt cu viața care ți-a mai rămas. Dacă reușești. Dacă ești suficient de bun, reușești. Dacă nu, nu prea. Dar văd că momentan o ducem destul de bine. Chiar n-avem probleme. În timp ce noi avem energie și ne recapătăm energie din cauza că avem skip attacks, el pierde energie și constant nu are energie nici măcar să se ferească. Ho, knockout. Bun, și acum ne punem să ne batem cu ăsta alalt. E tare că dacă câștigi aceste bătălii primești o grămadă de bani. Și nici nu trebuie să mai ajungi la muncă. La câți bani faci de pe bătăliile astea. Și asta e șmecheria cu jocul. Apropo de jocul ăsta, se lansează pe Android. Am impresia că pe iOS e deja. Nu știu sigur, dar se lansează pe Android. Din ce am văzut, foarte curând. Da, ceva de genul 28, cred. Pe 28 ianuarie? Pot să mă înșel, eu nu știu. Dar uitați-vă la ei pe Steam Forum și o să vedeți. Deci dacă aveți telefoane și vreți să vă jucați joculețul, în curând o să puteți. Și dacă aveți iOS, cred că deja puteți. Și vezi că mi-am pus o lovitură care dă cu piciorul în jos și dă la genunchi. Ei, aia face combo la mare posibil. Ia uite, 34. Mamă, ce frumos e, da. N-are nicio șansă.
Bun. Și am făcut 150 de bănuți, 7 de ăștia, 70 happiness. N-ai nevoie de altceva. Tipul ăsta mi-a zis la un moment dat că ar trebui să mergem să ne vedem cu un tip Don. Adică ăsta de aici. De la Cafe Street. Dar... cred că o să mă antrenez puțin. 360 de bonus, glumești? Prea mulți bani. Hai să ne antrenăm. Vreau să fac 14. Și să o ținem peste 14. Agilitatea. Nu-mi dă full. Dă jumătăți și acuși sferturi. Ok, următoarea bătălie, hai să vedem când e. Următoarea bătălie e în 2 zile, da? Aici vedeți că acușa mă duc în cea mai periculoasă ligă, în aia roșie. Da, o să fie interesant. Vreau să mă antrenez acum cât mai am asta cu In Love, pentru că acum va fi cel mai ușor. După aia o să scadă mâncarea și asta foarte repede. Și de asta, acum cât mai am stațul ăsta, mergem și ne antrenăm și după aia facem și restul chestiilor. Așa, mergem jos repede. Băgăm în noi antrenament. În mod normal, dacă nu aveam ăsta cu In Love, cred că deja mi-era foame. Dar așa, putem duce în continuare. Mă răz de aici cât pot și după aia mergem acasă, că mai avem și acolo sacul ăla de box. Bine, e un fel de mini sac de box. Habar n-am cum se cheie, dacă știți voi cum se cheamă mai exact, puteți să-mi spuneți. Dar ceva de genul arată. E ceva micuț cu care poți să te antrenezi. Și vedeți că asta de aici am dat și full. Ziceam eu în episodul anterior că nu merită, dar de fapt chiar merită. Pentru că în momentul în care tu nu mai poți să faci la sală, vii aici și-ți completezi. Și super ok. Ne e foame, dar avem, cred că avem mâncare. Dacă n-avem, o să mergem să cumpărăm. Perfect, mai aveam una de rezervă. În cât timp? În 2 zile. Bun, încă o zi se duce și o să ne scadă iarăși statul ăsta. Ce enervant e când îmi scade statul. Pentru că am lucrat ca să-l cresc și acum scade. Dar n-ai ce face. Măcar înainte de ultima, de bătălia următoare, să am statul ăsta ridicat. Așa, o să dormim puțin. Și pe asta mergem și facem niște chestiuțe. Dormim. După care trecem pe la cafenea, ne luăm niște pizza. După aia mergem la alimentare, ne luăm niște pizza pentru acasă. Și se pare că, nu știu, cel puțin jocul ăsta îți dă impresia că poți să faci mușchi cu pizza. Acum nu știu dacă chiar așa e pe bune, dar nu știu. City map. Bun, mergem la alimentare, hai să vedem. Nu sunt oameni răi să-i batem, a zis el. 1, 2, 3, 4, 5. Una. Bun. Sau hai să luăm 2. Why not? Mergem aici. Repede ne antrenăm. Mai avem foarte puțin din asta cu In Love și de asta vreau să mă antrenez cât de mult pot. Mai ales că mâine e bătălia. Da, mâine e bătălia. Ah. Trebuie să antrenez până aici, practic, uite, până aici, unde pun eu mouse-ul. Pentru că când se schimbă ziua, o să-mi scadă partea aia. Și să rămână măcar pe 14. Ok. Ia să vedem, se schimbă ziua, am scăzut la 13, trebuie să-l facem 14 repede înainte de bătălie și ăsta rămâne la 6. Pot să-mi cumpăr niște suplimente, dar nu știu dacă e necesar momentan, nu știu, poate pe parcursul jocului o să fie necesar și să trebuiască să facem și chestia asta, dar momentan nu cred că e. Bun, facem asta aici repede. Hai, hai, hai. 14 vreau, 14, te rog eu. De fapt o să fac
până la sfârșitul zilei o să fac antrenamentul, oricum o să scadă după aia și vrem să creștem. Altfel nu o să creștem niciodată dacă nu continuăm cu antrenamentul, măcar până la jumate să fie. Oricum nu mai am timp. Da, încercăm așa cât mai putem. Și pe aia mergem la Don pe stradă, vedem ce vrea. Aparent dacă ești un luptător foarte bun, tipul ăla te ia și te antrenează, nu te antrenează, dar te duce undeva să lupți. Ce obțin așa am înțeles. Ok. Bun. Mergem și ne batem. Hai să vedem. Tipul ăsta are o grămadă de chestii. Asta are 9, noi avem 14. Bă, ar trebui să fie mai bun decât el. Acum, nu știu dacă o fi așa, dar vedem. I-am dat două bucăți, 20. În primul rând, eu am 188 viață. El are doar 149. Nu e asta foarte important, dar e un avantaj. Combo 26, yay. Vezi că funcționează foarte bine build-ul ăsta cu feritul? Toate loviturile astea s-ar crea un combo imens pentru el și m-ar rupe. Cum se făcea înainte de altfel, dar acum nu mai e cazul. Iar lovitura asta rupe picioare, rupe oase. În stilul ăsta o să ajung pe primul loc aici. Dacă ăștia nu mă pot doborâ. Hai, hai. Dai. Hai, Maxina. Ei. Nu Maxina, Maxina. Separat. Ce zic, că e un luptător. Am combinat numele, da. Sau Max Moroșanu. Nu știu, mai ziceam așa și câștiga al meu de obicei când ziceam, dar uite că a câștigat. Bun, 12-60, 60 minus 10. Suntem chiar foarte bine. Suntem pe poziție, stagnăm momentan, 471 de puncte, trebuie să-l batem pe ăsta să ajungem pe primul loc. Dar putem să facem și un fight aici. Și azi dacă ne descurcăm, ăsta are cagulă, îți dai seama că e rău după faptul că are cagulă. Poate aș băga și o altă lovitură, dar mi-e frică pentru că momentan build-ul meu pare prea perfect ca să-l schimb. Dacă cumva văd că o să pierd, o să-mi bag lovitura aia nouă, dacă nu, momentan o să-l lăs așa. Are și el Loki cu meu. Exact aceeași mișcare o are. Dar din cauza că n-are build-ul la fel ca mine, nu reușește să facă față. 23 l-am dat pe jos. Are bloc și blochează loviturile, dar degeaba. Și el are și stamina mai multă decât mine și totuși energia mea se regenerează mult mai repede din cauza acestui stat. Cam skip attacks. Combo 21. Puh, și încă 21. Îi dă prea bine. Din nou, lovituri de câte un hit point. Care sunt destul de ridicole. Hai. Hai, știu că poți. Știu că poți. Oh. Păi, ce l-a dat pe jos. Trebuie să te bați când ai stațiurile mari. Și dacă cumva nu le ai foarte mari, cred că poți să-ți bagi un supliment de la. Cel puțin înainte de o bătălie foarte importantă, cred că o să luăm un supliment, să vedem. Dar l-am făcut praf pe ăsta destul de repede. Și acum urmează ăsta. Trebuie să zic că urmează următorul, da, urmează ăsta. Dacă o să-l batem, o să facem o grămadă de bani. Pornim cam de la aceeași viață. E bine totuși că te lasă să schimbi între runde tactica. Că dacă cumva ai o tactică care nu funcționează, poți să schimbi și să modifici, să vezi ce merge și ce nu merge. Ok. Dă-i. Hop, frumos. Mamă, combo 33 și l-a dat și pe jos. Are uneori niște mișcări, dar uitați puțin la energia lui. Și uitați-vă la mea. Am făcut ceva bine. Oh, frumos. Hai să vedem câți bani am câștigat. 150, bun, perfect.
Și aveam 35 de puncte, Way of the Tiger. Păi, aș vrea ăsta, counter-attack. If active, any dodged attack will reflect... Mm-hmm. Dar faza e că o să-mi înlocuiască un skill. Unlock? Hai să dăm unlock. Momentan nu știu, să vedem. Dar hai să mergem aici. Că am zis că mergem. Să vedem ce vrea tipul ăsta. I'm a fighter in the Ultimate League, you should see me. Vrea să mă vadă, hai să vedem ce vrea. O recompensă mare are pentru noi. Să fie o bătălie mare cu un campion foarte, foarte mare. Ok. Sau putem să lucrăm pentru el. I'm a fighter, that's what I do, I'm no gangster, so I guess that, putem să lucrăm pentru el sau putem să... Hai să lucrăm, că poate ne dă și bani. Putem să lucrăm pentru el dacă completăm Ultimate League ăla. Vreau să lucrez în Ultimate, vreau să particip în bătălia mare. Dar n-ai cardul ăla. Aha. Cardul ți-l dă dacă câștigi pe locul 1, la bătăliile astea, cred, la astea. Sau poți să lucrezi pentru el o perioadă de timp, da. Bun. Hai să vedem. Nu mai am chestia cu In Love, ar trebui să ne ducem din nou aici la Adrian. Adrian, ce mai faci, Adrian? Ce mai faci tu, ce mai zici? Adrian? Fall in love? Hai să vedem dacă merge. Nu vrea. Aici se împacă și despart. Bine, e făcut așa ca să ai un skill. E practic e un skill. Îi dai gift și ok. Nu o să vrea tot timpul. Doar că îți dă inimioare. Și mi-a dat. Fall in love. Zim că-mi dă. Yep, mi-a dat. Ei, și te folosești de stats-ul ăsta de In Love pentru a te antrena. E foarte bine să te antrenezi cu asta, pentru că nu scade energia. Scade, dar nu foarte tare. Și acum, dacă mergem aici, putem foarte ușor să ne luăm niște energy drink-uri. Și să mergem să ne antrenăm, să ne facem eventual... Bine, o să-mi scadă sub 14, asta e nașpa, că acum am văzut cât e ceasul acolo. Dar dacă reușesc să măresc... mi-a scăzut. Oricum, o să trebuiască să măresc. Acum se mărește peste 14. Și să văd dacă reușesc să-l fac 15. Aș vrea să măresc și ăsta la 7, totuși. Oricum, când îmi antrenez ăsta, o să mărească și ăsta automat. Da, hai să vedem. Nu știu, mie îmi place joculețul. E destul de fun. Și având în vedere că o să lanseze și pe telefon în curând, pe Android, super tare, să te joci jocul ăsta pe drum, oriunde ești, nu contează unde ești, poți să te joci. Nu știu, zicem că ai o pauză, sau mergi undeva, sau și te plictisești, pac, ai ți-ai scos telefon și te joci, și super tare. Bun, mergem și facem și acolo puțin. Mai sunt niște chestii pe aici, mai e Bar League, de exemplu, unde poți să te duci. Nu știu exact dacă pot să fac vreo bătălie, o să trecem pe acolo să văd. Și la asta sunt înscris? Sunt, următoarea bătălie în 2 zile. Până atunci poate reușesc și eu să-mi scot skill-ul ăsta sus de tot. Deși de, imediat cum s-a terminat ziua, gata, mi-a scăzut iarăși. E enervantă chestia asta, pentru că îți resetează progresul, dar n-ai ce să faci. Puțin câte puțin și avansezi. Altfel n-ai cum. Și de asta mi-am și luat chestia asta acasă. Și altfel nu ai cum. Și noroc de asta, că altfel ar fi fost mult mai dificil. Măcar 14 să-mi-l țin. Și 14 e bun. Ați văzut și voi cât bat destul de tare cu el. Iar ăsta trebuie ridicat și el puțin. Hai să alergăm.
Ok, e foame. Mergem aici, băgăm în noi. De asta am și la mâncarea aia. Și având în vedere că avem atâția de mulți bani, putem să cumpărăm un de la de energie. Sporting Goods Store. Sunt curios ce chestii mai are asta pe aici. Mare un old bench care îmi dă energie, îmi dă forță. Și mare Wing Chun, 250. E prea mult, îmi cheltuiesc toți banii, nu vreau. Asta are poțiuni. O să-ți mărească agilitatea temporar. Adică înainte de o bătălie. Ba, cred că o să trec pe la asta înainte de bătălie, să vedem cum e. Abandoned Warehouse, Grocery Store. Hai să trecem pe la asta o secundă. Vreau să văd dacă... Mai trebuie să iau două de astea. Încă două, cinci, încă două. Steam map, mergem acasă. Și băgăm în noi repede. Nu mărește foarte tare energia, dar asta înseamnă că se trebuie să dorm mai puțin, ceea ce e important. Și bătălia e mâine. Hai să recapăt eu energia ca lumea. City map, gym. Și să vedem dacă pot să mă antrenez ca lumea aici. Veți observa că episodul ăsta e un pic mai lung. Episoade vor fi, v-am zis, variate. La fiecare serie, de obicei, vor fi variate. Dacă am timp mai mult, într-o zi voi face un episod mai lung. Dacă nu am timp așa de mult, voi face un episod mai scurt. Ok. Bătălie, fight. Hai să vedem, îl facem pe ăsta sau nu îl facem? Mamă, ce combo de 31 din prima, glumești? Ar fi tare să nu-mi dea nicio lovitură, știi, și să-l fac așa praf. Deja îi dau tare. Și n-a dat nicio lovitură în mine momentan. 21. N-a apucat ăsta nici să respire. Cât de repede l-am bătut? Position 2. 484 sau 517. Trebuie să mă înscriu din nou. Sign up și hai să ne batem și aici. Avem doar unul singur de dată să... Facem sau nu-l facem? Dacă am dat în el și nu i-am dat foarte mult damage. Combo 5. Fuck. 3, 11. Oh, 33. Îi dau damage mai greu și bineînțeles el a pornit la un, de la o viață mai mare decât mine, dar din cauza că el nu își regenerează energia, noi reușim să-i dăm fără să ne oprim. El nu poate să, nici nu poate să blocheze, nu poate să facă nimic. Are un build nașpa. Iată, combo 6, 14, pă, îl rupem în două. 5, 2. Aș vrea să fac și eu un combo de la de 100. Dar aș fi foarte fericit să fac combo de 100. Dar momentan ați văzut, comborurile s-au ridicat, așa că e bine. Și am făcut 200 de dolari. 200. Și deja am să-mi pun skill-uri noi, am 29. Technician, your chance to dodge is higher and more agility dependent. Asta e important. Asta înseamnă că o să putem să... ne ferim mult mai tare dacă avem agilitatea mărită. Și o avem mărită destul de mult, așa că asta ne va ajuta destul de mult. Bun, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!